Orașul Rovinare a ajuns deja la al cincelea primar de la moartea fulgerătoare a primarului Dorin Filip. Viceprimarul de la acea dată, Laurențiu Chivu, a preluat atribuțiile de primar. Pentru scurt timp însă, Chivu a rămas fără sprijinul politic din partea Partidului Poporului Dan Diaconescu și a rămas fără mandat. A urmat apoi un maraton al PNL. Liberalii din Rovinar l-au numit în primă fază pe Claudiu Vodislav. Fost gestionar, inginer și șofer la firma soției, Vodislav a fost pus în situația de a renunța la concediul pentru creșterea copilului și să se ocupe de administrarea bugetului orașului minier. Nu a stat prea mult la butoane, asta pentru că PNL a decis într-o altă ședință să-l înlocuiască pe Vodislav cu șeful organizației locale, Florin Ungureanu. El a demisionat din funcție luna trecută, după ce fratele său, primar interimar la Drăguțești, a fost radiat din PNL. Florin Ungureanu avea doar o lună de când a fost numit în fruntea primăriei Rovinari. Situația fără precedent de la Rovinari a stârnit diverse reacții în rândul liberalilor. Primarul din Bumbej, Jiu, Constantin Bobaru, spune că aceste schimbări nu-i fac deloc bine orașului Rovinari. În forurile de conducere, zic eu că este un lucru regretabil. Regretabil, în primul rând, pentru rovinereni, pentru că această situație de interimat în două luni după incidentul neplăcut care s-a întâmplat cu Dorin Filip, nu poate să fie decât o chestiune total nebenefică pentru orașul Rovinar, pentru că nu există coerență, nu există continuitate în demersul administrativ care trebuie până la urmă dus până la capăt. Din câte știu, Rovinarul este un oraș cu un potențial economic destul de ridicat, cu un buget destul de consistent, care în consecință pot conduce la investiții majore. Faptul că nu există o persoană care să fie în fruntea administrației publice locale este o chestiune în detrimentul rovinărenilor. Primarul din Negomir, Ion Gruescu, foarte bun prieten al lui Dorin Filip, spune că regretă și acum ce i s-a întâmplat fostului primar și speră ca viitorul primar să ducă la bun sfârșit proiectele lui Filip. Pentru asta însă este nevoie de stabilitate la Rovinari. Eu vreau strict să ne referim la problema administrativă a orașului, la faptul că sunt câteva mii bune de cetățeni rovinari care au și probleme de zi cu zi, probleme care trebuie rezolvate de către administrația locală, problemele astea de rezolvare a proiectelor, programelor, apă, sunt probleme ca într-o orice comunitate și îmi pare rău că nu se stabilizează lucrurile acolo, nu să vină chiar o concesie interimară pentru următoarele 5, 6, 7 luni, 8 luni când mai sunt până la alegeri, după care cred că lucrurile vor intra normal, dar vine iarna, sunt probleme în orice comunitate. Sper ca, mă rog, acum e foarte elevat, cum spunea dumneavoastră, liderii Partidul Național Liberal trebuie să rezolvă probleme, pentru că iau majoritate, le-a lăsat Filip, majoritate, moștenire, da. Pentru că la Rovinari se schimbă primarii ca pe șosete, este doar vina șefilor PNL, acuză fostul primar al orașului Turceni, Ion Ordache. Ei încurcă, știu altceva decât să încurce. Dacă nu știu să facă treabă, să facă lucruri, îi fac valuri cu ce? Cu neputință. Ce vrea? Nu știu altceva. Doi măscăriși care doar fac scandal peste tot. Păi cu treabă, dar treabă nu fac. Îi invităm, i-am invitat de atâtea ori să ia parte la discuțiile constructive, să vedem ce e de făcut pentru județul ăsta. Sunt în localități care încearcă să asocieze, să facă proiecte, să facă ei, fac scandal și că altfel nu știu cum se iese în evidență. N-ar trebui să bage, ar trebui pe oamenii aia care sunt acolo și care i-a ales cetățenii din oraș să se descurce, să se aleagă omul. Nu să bagi ei de fiecare dată că pe ăla-l vor, ăla cine sunt ei, cum își permit să facă așa ceva. Ce drept au ei că n-au nicio legătură cu orașul ăla, niciunul dintre ei. Altă primărie, aceleași probleme de incompatibilitate. La primăria Padeș, rămasă fără conducător după ce lui Mihăiță Troacă i-a fost încetat mandatul din cauza unei condamnări penale, nu a fost deloc stabilitate. Cei doi viceprimari care i-au luat locul, Mihai Argintaru de la PNL și Ilie Dragoteanu de la PNL, au demisionat pe rând din cea mai importantă funcție de la primărie și aici a fost blocată activitatea mult timp până când PNL a reușit să-și facă majoritate și să-l numească pe Serafim Antonie. Avem în derulare și spre finalizare un proiectul pe fonduri europene privind drumul Motrusec CFF ramificație Capra și prin schimbarea viceprimarilor și primarilor se îngreunează terminarea acestor, finalizarea. Lucrările sunt finalizate, dar trebuie și achitate. Și trebuie semnătura unui... Trebuie semnătura conducătorului, ordonatorului principal de credite. Ordonatorul principal de credite nu poate fi decât primarul sau primarul sau viceprimarul. Iar localnicii spun că s-au săturat de primarii de o lună. Fără primar? Dar care primar a fost bun? Întrebați cine trebuie să fie primar? Ați numit o primărie fantomă, de ce? Păi dacă nu avem primar. De cât timp nu aveți primar? Păi de când pe ăla l-a arestat,
a fost pe cei, a făcut bă afacere, a luat bani să răspundă. La noi, la primărie, sunt de 7 ani, vin aici, că am cu legea fondului funciar și nu fac nimic. Și acum, la cine vă duceți să vă rezolve problemele, dacă nu este primar? Dacă, pe probabil că cine ține locul. Dar nu s-a făcut ședință de atâția ani, de când a venit troacă, a ales praful de primărie, al care a fost înainte, au făcut și au vrut, ei trebuie să dea socoteală. Te ne-au ce părți. Curtea de conturi. La Drăguțești, situația este aproape identică. Fostul primar, Vasile Moșeu, a rămas fără mandat tot din cauza unei condamnări penale. În locul său a fost ales Irinel Ungureanu, însă nici el nu a făcut mulți purici la primărie. Dacă aveam 2-3 condamnări, poate eram și eu văzut bine, poate eram luat în braț. Dacă era așa de bun, de ce a fost teamă de mine dacă era așa de bun? De ce n-am mers alegerile până în 2000, să meargă să candideze în 2016? N-am avut treabă cu el. PNL l-a radiat din partid și a pierdut inclusiv mandatul de consilier local. În această săptămână, liberalii îl vor propune pe Vasile Paștea. În cărți pentru alegerile de anul viitor rămâne totuși penalul Vasile Moșoiu. Deși conducerea centrală a anunțat că nu vor face rabat de la statut și nu vor avea niciun candidat cu probleme penale, șefii PNL Gorgi nu s-au ferit să declare că Moșoiu va fi susținut de partid anul viitor. Suntem între dilema morală, care îmi spune mie Tudor Barbu Moșoiu, are o problemă fiind fost condamnat în statut de primar, că n-a fost condamnat pentru o faptă de viol sau de tâlhărie, nu. A fost condamnat pentru o faptă care s-a consumat ca primar fiind el, da? Legată de mandatul de primar. Deci aia e partea morală, care pe mine Tudor Barbu m-ar duce la decizia, domne, nu-l pot pune pe listă. Dar partea legală, unde eu mă înfrunt cu el în instanță, îmi spune, domne, sunt membru PNL, ori mă dai afară, mă radiez sau mă excluzi, ori mă lași conform Constituției României să am dreptul de a fi ales. Vasile Moșoiu a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare și un termen de încetare de 3 ani pentru conflict de interese. Potrivit parchetului Curții de Apel Craiova, primarul Vasile Moșoiu a prejudiciat cu 22.000 de euro bugetul comunei pe care a condus-o. De altfel, el nu este singurul candidat cu probleme.